După victoria din etapa a 19 a Ligii 1 de fotbal cu FC Botoșani, CSM Seiaș începe să spere la o clasare în primele 6 echipe la sfârșitul sezonului regulat. Președintele executiv al moldovenilor, Florin Prunea, s-a arătat foarte mulțumit de prestația echipei din ultima perioadă și a precizat că o eventuală calificare în play-off poate fi posibilă. E devreme, e prematur de vorbit, dar sigur că dacă vă fim acolo ne vom da la o parte. Trebuie să rămânem picioarele pe pământ, este un campionat altfel, un campionat extrem de echilibrat, ne așteaptă în continuare jocuri grele, dar sigur cu această atitudine și dacă vom continua la fel, putem să avem rezultate bune. Joi, în ultimul meci al etapei a 20-a, CSM Seiaș va juca în deplasare în compania formației Dinamo București.